Iată titlurile acestei ediții. Ofițerii de investigație au depistat mezeluri alterate, dar și tone de carne fără acte de proveniență la mai mulți agenți economici din țară. Organele de forță au efectuat astăzi peste 180 de percheziții în toată țara. În rezultat au reținut 6 persoane. Un bărbat originar din Strășeni a fost reținut de polițiști suspectat de comiterea mai multor furturi din automobile în capitală. Secretarul Consiliului Primăriei Bubuieci și complicele acestuia au fost reținuți suspectați că ar fi deposedat administrația publică locală de 4 terenuri pentru construcție. Un minor din capitală este suspectat că prin înșelăciune și abuz de încredere a furat telefoanele mobile de la mai mulți copii. Oamenii legii au anihilat activitatea unui grup specializat în contrabandă cu produse din carne. În rezultatul cercetărilor, ofițerii de investigație au depistat mezeluri alterate, dar și tone de carne fără acte de proveniență la mai mulți agenți economici și la una din companiile specializate în producerea și comercializarea mezelurilor și produselor din carne. Acestea erau aduse ilegal în țară. Utilizarea materiei prime introduse pe teritoriul țării prin ocolirea punctelor vamale, nefiind astfel achitate taxele corespunzătoare la import, aceasta fiind legalizată prin intermediul companiilor care nu-și onorează obligațiunile față de buget de stat, fapt ce a dus la prejudicarea, cum am spus, la bugetul de stat în proporții deosebit de mari. Ofițerii de investigație au efectuat percheziții la subdiviziunile întreprinderii, domiciliile și automobilele suspecților. Acolo au găsit informații despre activitatea neoficială a companiilor, dar și peste 7.180.000 de lei necontabilizați. Au fost depistate și ridicate înscrisuri de ciornă privind mărfurile livrate fără documente de proveniență pentru perioada anilor 2016-2017, înscrisuri cu referire la salariile achitate neoficial angajaților. Au fost depistate produse și mezeluri alterate, de la care colaboratorii Centrului de Sănătate Publică au prelevat mostre pentru a fi expuse unor analize de laborator. Stocurile de mărfuri depistate la această întreprindere sunt de 5 tone de materie primă fără documente. Totodată, alte 20 de tone urmau să fie prelucrate. Suspecții, 3 membri ai grupului cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, sunt cercetați în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă să fie amendați cu peste 260.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani, cât și recuperarea prejudiciului adus Republicii Moldova. 6 persoane au fost reținute după ce astăzi ofițerii antidrog au făcut 180 de percheziții în toată țara. Acestea au fost desfășurate în cadrul operațiunii inițiate de Inspectoratul General al Poliției în comun cu Procuratura Generală. În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate peste 15 kg de droguri. Totodată au fost lichidate 2 laboratoare de producere a substanțelor narcotice și o seră destinată cultivării plantelor de cânepă. Oamenii legii au depistat și un laborator de producere și contrafacere a produselor alcoolice, de unde au confiscat 37 de litri de alcool etilic, sticle, utilaje de ambalare, precum și timbre de acciză. În același timp au fost depistate și confiscate 6 arme de foc deținute ilegal. Valoarea totală a drogurilor sechestrate depășește 2 milioane de lei. Nu se cunoaște deocamdată în câte raioane au fost efectuate perchezițiile. Un bărbat de 60 de ani din Strășeni a fost reținut de polițiști, suspectat de comiterea mai multor furturi din automobile în capitală. Potrivit polițiștilor, individul deteriora parbrizul lateral al vehiculelor și fura banii și lucrurile de preț care se aflau în automobile. Anterior, individul a mai fost reținut pentru comiterea infracțiunilor patrimoniale. El este bănuit de comiterea cel puțin 5 furturi din automobile. Bărbatul a fost surprins și de către camerele de supraveghere. În cazul în care automobilele erau dotate cu sistem de alarmă, el imediat fuge de la locul infracțiunii. La moment, bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă de până la 27.000 de lei sau până la 4 ani de privațiune de libertate.
Secretarul Consiliului Primăriei Bubuieci și complicele acestuia au fost reținuți pe 6 decembrie de ofițerii și procurorii Centrului Național Anticorupție, suspectați că ar fi deposedat administrația publică locală de 4 terenuri pentru construcție. Suma prejudiciului cauzat este de peste 1 milion de lei. Potrivit unui comunicat emis de CNA, secretarul Consiliului ar fi întocmit un plan de acțiuni pentru a obține 4 loturi de construcție care aparțineau primăriei și care urmau a fi repartizate unor localnici. Acesta, împreună cu alți complici, ar fi căutat persoane din alte localități, numele și prenumele cărora corespundeau cu datele de identificare ale adevăraților solicitanți pe care i-a făcut proprietarii terenurilor. Beneficiarii ar fi făcut procuri generale pe numele secretarului. Ulterior, acestea le-ar fi vândut unor persoane terțe. Pe acest caz a fost inițiată o urmărire penală. Bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă să fie sancționați cu amendă de până la 117.500 de lei sau până la 6 ani de închisoare. Un minor de 17 ani din capitală este cercetat penal pentru escrocherie și jaf. Potrivit polițiștilor, suspectul profita de încrederea copiilor și prin înșelăciune le fura telefoanele mobile. Acum 2 luni, părinții unui minor s-au adresat polițiștilor și le-au declarat că un necunoscut a furat telefonul băiatului lor, în timp ce acesta se juca cu alți prieteni în curtea unui bloc de pe strada Grenoble din capitală. Apropiindu-se de un grup de copii ce se jucau în curtea unui bloc de locuit din strada Grenoble, sectorului centru, le-a propus copiilor să meargă cu el la un market din pentru a le cumpăra câte o înghețată. Ieșind din magazin, tânărul a cerut telefonul mobil de la un copil pentru a efectua un apel telefonic. La un moment dat, el a dispărut într-o direcție necunoscută. Tot el este bănuit și de comiterea unui jaf după ce ar fi deposedat de telefon mobil în valoare de peste 8.000 de lei pe un minor de 11 ani, în timp ce se afla în curtea casei. Bănuitul este cercetat penal și riscă o amendă de până la 17.000 de lei sau să stea până la 5 ani după gratii. Polițiștii de patrulare au descoperit în această dimineață în automobilul unui bărbat 500 de kg de carne de porc și de vită fără acte de proveniență. Inspectorii se aflau la asigurarea circulației rutiere când l-au oprit pe bărbat care se deplasa cu automobilul plin de carne pe traseul Criuleni-Chișinău. Potrivit oamenilor legii, individul intenționa să vândă marfa în piața centrală din capitală. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să fie sancționat cu o amendă de până la 4.500 de lei. Ar fi furat un telefon mobil, iar acum sunt căutați de poliție. Tinerii din imagini sunt căutați de către Inspectoratul de Poliție Bălți pentru că ar fi sustras telefonul mobil de culoare roz de pe masa unui angajat dintr-un magazin de haine. Potrivit forțelor de ordine, deși incidentul ar fi avut loc acum 3 luni, suspecții încă nu au fost identificați. În acest sens, poliția cere ajutorul oamenilor, iar cei ce dețin informații despre cei doi și locul aflării acestora sunt rugați să anunțe poliția la numărul 902. Un șofer a intrat în plin cu mașina într-o cireadă de vaci. În urma impactului, un automobil a fost grav avariat, iar 3 vaci au murit. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 6 decembrie în localitatea Dnestrovsk, din partea stângă a Nistrului. Conform unui site de știri din regiune, șoferul ar fi observat animalele prea târziu și nu a putut evita tamponarea. Potrivit miliției din regiune, vinovat de accident s-ar face văcarul, care nu are dreptul să se deplaseze cu cireada pe șosea în perioada întunecată a zilei. 2 bărbați din satul Congaz, raionul Comrat, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 decembrie. Potrivit unui portal de știri din Găgăuzia, aceștia au inhalat fumul de cahlă emanat de la o sobă ce încălzea locuința. Ulterior, bărbații au fost transportați la spital. La moment, viața acestora se află în afara oricărui pericol, anunță gagauzinfo.md. O țeavă cu apă fierbinte s-a spart și a provocat inundații la intersecția străzilor Uzinelor cu Vadului Vodă. Din imaginile video postate pe o rețea de socializare, se vede că zona a fost inundată cu apă verzuie și clocotită care urma să ajungă în calorifere. Purtătorul de cuvânt al Termoelectrica, Elena Junghină, a declarat pentru echipa 902 că s-a produs o avarie pe rețeaua termică magistrală care face legătura cu mai multe sectoare din capitală. Din acest motiv, câteva blocuri riscă să rămână fără căldură. Specialiștii vor lucra până la miezul nopții pentru a secționa țeava deteriorată. Totodată, pompează apa de pe străzi ca până seara circulația să fie restabilită.
Doi locuitori ai orașului Vulcănești au fost reținuți în noaptea de 7 decembrie, în timp ce tăiau ilegal copaci într-o fâșie forestieră. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție Găgăuzia, Snejana Tucan, a declarat pentru Echipa 902 că indivizii ar fi reușit să defrișeze aproximativ 20 de arbori. Lemnele au fost confiscate, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele infracțiunii. În rezultatul desfășurării activităților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, angajații Poliției de Frontieră, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat următoarele acțiuni ilegale. Două persoane au încălcat regimul de frontieră și cel al punctelor de trecere, 8 conducători auto au încălcat regulile de folosire a vinietelor, un cetățean străin a depășit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, 2 persoane aflate în căutare au fost reținute urmare informațiilor parvenite de la organele de drept naționale. Polițiștii de frontieră au avut mai multe întrevederi cu reprezentanții autorităților de frontieră ale Ucrainei și României în scopul schimbului de informații și de primire-predare a infractorilor. În punctele de trecere, fluxul de persoane a depășit 41.000 de traversări, dintre care peste 26.000 de treceri ale cetățenilor din Republica Moldova.